Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. În primul rând vreau să vă anunț că organizez un giveaway împreună cu cei de la Jebotools. Oferim o trusă de scule cu 100 piese, deci ai de la cea mai mică cheiță până la cea mai mare, ai diferite prelungiri, cheie pentru bujii. O să vă las în orice caz câteva imagini pe ecran ca să vedeți despre ce truse de scule este vorba și aveți și un link în descriere ca să aflați mai multe informații. Bun, să revenim puțin și la titlul videoclipului. Din câte observ, sunt la mare căutare SUV-urile. Așa că astăzi o să vă arăt ce SUV-uri vă puteți cumpăra din Germania dacă aveți un buget de sub 6.000 de euro. În orice caz, majoritatea SUV-urilor din videoclip o să vedeți au un preț cuprins între, nu știu, 3.000 și 4.500 de euro. Deci sunt niște SUV-uri foarte accesibile în stare bună. În orice caz, dacă vrei să-ți cumperi un SUV la un preț de sub 6.000 de euro, ai cam două variante, să spun așa. Adică ori îți cumperi un SUV, nu știu, mai vechi, 2002-2003, de la un brand mai premium, sau ai a doua variantă, să-ți cumperi un SUV mai nou, gen 2010-2011, doar că de la un brand mai non-premium. În orice caz, dacă sunteți în căutarea unui SUV ieftin, vă recomand să vă uitați la acest videoclip în totalitate. Bun, cam astea fiind spuse, haideți să vă arăt ce SUV-uri am găsit. Bun, deci astăzi o să începem cu un Subaru Forester din 2005. Mai mulți dintre voi mi-ați spus să caut un model ca acesta, deci înțeleg că este o mașină destul de căutată. După cum vedeți, aripa din spate are câteva urme de rugină. Din păcate, modelul acesta de Subaru Forester a avut probleme cu rugina. De să găsești un Forester într-o stare cât de cât bună este destul de greu. Dar vedeți și voi, mașina de față arată în mare parte destul de bine. Are și instalație GPL. Vine cu jante aftermarket P15, cu anvelope destul de ok. Interiorul arată destul de bine, iar ca dotări vine cu clima automată, 4 geamuri electrice, are și CD player-ul original. Deci din punct de vedere al dotărilor nu este o mașină de la care să ai multe așteptări. Vedeți și voi, în mare parte mașina arată destul de ok, mai are mici îndoituri pe alocuri. În orice caz este un SUV de buget, asta ar fi trapa panoramică. Vine cu motorul de 2000 benzină de 125 de cai, are 207.000 de kilometri, iar acum aș vrea să-l lăsați în secțiunea de comentarii dacă ați dat 3.000 de euro pe acest Subaru Forester. Următoarea mașină ar fi acest Nissan Juke din 2011, deci dacă nu dispui de un buget mare și vrei un SUV relativ nou, un Nissan ca acesta ar fi o alegere ideală. Este un SUV de dimensiuni compacte, care după părerea mea arată destul de bine. Modelul acesta s-a fabricat până prin 2018, deci nu ai spune nici de cum că este din 2011. Vine cu jantele originale pe 17, cu anvelope destul de bune. Interiorul a fost întreținut, iar ca dotări vine cu aer condiționat, 4 geamuri electrice. Designul, hai să fim sinceri, nu este rău deloc. Deci în orice caz nu este un SUV de la care să ai așteptări să vină cu eu știu ce dotări. Cum spuneam, este un SUV de buget, o să vedeți prețul cerut este unul mic. Vine cu motorul de 1.6 benzină, 116 cai, are 190.000 de kilometri, iar prețul cerut este de 5.700 de euro, deci un preț foarte bun. Aici avem un Renault Koleos din 2010, este un SUV de dimensiuni medii, care o să vedeți imediat este bine echipat, prețul este unul destul de mic, mașina în mare parte după cum vedeți arată bine, poate mai are mici zgârieturi pe alocuri, până la urmă este o mașină second hand. Ca design exterior, nu știu, ori îți place, ori nu-ți place. Într-adevăr, poate nu este cea mai frumoasă mașină. Vine cu jante aftermarket P17. Interiorul arată foarte bine, iar ca dotări vine cu scaune din piele încălzite, clima automată pe două zone, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, normal are 4 geamuri electrice. Deci din punct de vedere al dotărilor, cum vă spuneam, este un SUV foarte bine echipat, are și senzor de parcare față-spate, tracțiune 4x4, deci dacă ai un buget până în 6.000 de euro ar fi o alegere ideală. Vine cu motorul de 2000 diesel de 150 de cai, are 268.000 de kilometri,
iar prețul cerut este de 5.500 de euro. Aveți și seria de șasiu. Ce spuneți? Ar merita sau nu? Următoarea mașină ar fi acest Mercedes ML din 2004. Chiar aș putea spune că este o mașină pe cale de dispariție. Nici în România nu am văzut foarte multe puse la vânzare. În Germania, cel puțin, de mult timp n-am mai văzut vreuna circulând pe străzi. Deci, cum spuneam, este o mașină pe cale de dispariție, pe care o poți cumpăra la un preț foarte, foarte bun. Mașina de față, după cum vedeți, vine cu jante pe 17. Interiorul arată neașteptat de bine după atâți ani, are scaune din piele încălzite și cu reglaje electrice, clima automată, navigație, cutie de viteze automată, pilot automat, are și faruri cu xenon, deci pentru un SUV din 2004 vine cu dotări mai mult decât suficiente. Are motorul de 2.7 diesel de 163 de cai, 270.000 de km, iar acum vreau să lăsați în comentarii dacă ați da 3.000 de euro pe acest Mercedes. Aici avem o Mazda CX-9 din 2009, probabil mulți dintre voi nu ați auzit de acest model pentru că mașina de față a fost importată din America. De fapt, acest model de Mazda se vinde doar în America. O să vedeți, are și un motor pe măsură sub capotă, care vine cu ceva cai. În orice caz, ca și dimensiuni, aș putea spune că este ca un Q7, ca să vă faceți și voi așa o idee cât de mare este această Mazda. Din punct de vedere al dotărilor, o să vedeți, este o mașină foarte bine echipată. Vine cu jantele originale pe 19, cu anvelope destul de bune. Interiorul arată bine, iar ca dotări vine cu scaune din piele încălzite, clima automată pe 3 zone, comenzi pe volan, pilot automat, are și o navigație aftermarket, keyless entry, keyless go, este versiunea cu 7 locuri, deci cum spuneam, este un SUV care vine cu ceva dotări, doar că din păcate impozitul pentru această mașină ar fi destul de mare, are și senzor de parcare față-spate. Deci este din 2009, vine cu motorul de 3.7 benzină de 277 de cai, are 168.000 de km, inspecția tehnică este valabilă până în luna aprilie 2021, iar prețul a fost redus la 6.000 de euro. Ce spuneți, ați da 6.000 de euro pe această Mazda? Credeți că merită sau nu? Următoarea mașină ar fi acest Nissan X-Trail din 2006, deci dacă ai un buget între, hai să spunem, 1.500 și 3.000, 3.000 și ceva de euro, un Nissan X-Trail ca acesta ar fi o alegere foarte bună. O să vedeți imediat, este un SUV care vine cu ceva dotări și, repet, îl poți cumpăra la un preț neașteptat de bun. O să vedeți și prețul cerut pe mașina de față, are un preț mai mult decât decent. Vine cu niște jante aftermarket pe 17, cu anvelope în stare destul de bună. Interiorul arată foarte bine, are scaune din piele încălzite, clima automată, navigație, pilot automat, comenzi pe volan, are și plafon panoramic, deci cum spuneam, este un SUV bine echipat, are și farurile cu xenon, senzor de parcare pe spate, vine cu motorul de 2.2 diesel de 136 de cai, are 180.000 de km, iar prețul este de 2.600 de euro. Aici avem un Mitsubishi Outlander din 2008, este un SUV pe care eu cel puțin îl recomand, în special dacă găsești unul în stare bună, unul care a fost întreținut la un preț decent. Vedeți voi, mașina de față chiar arată foarte bine și un lucru de apreciat, pentru un SUV din 2008 avea stopuri pe LED și să fim sinceri, ca design exterior eu zic că chiar arată bine, are și tracțiune normal 4x4, deci este un SUV de luat în considerare. Interiorul arată bine, la prima vedere par a fi niște scaune sport, ca dotări vine cu climă semi-automată, comenzi pe volan, pilot automat, deci este un SUV care vine exact cu dotările de care ai nevoie, are jantele originale pe 17, anvelopele ar trebui obligatoriu înlocuite, deci sunt uzate la maxim. Sunt curios câți dintre voi v-ați cumpăra un model ca acesta, aștept comentariile voastre mai jos. Vine cu motorul de 2000 diesel de 140 de cai, are 227.000 de km, tiuful este expirat, iar acum vreau să lăsați în comentarii dacă ați da 4.000 de euro. Următoarea mașină ar fi acest Hyundai Santa Fe din 2006, este un SUV de dimensiuni destul de mari, aș putea spune că este comparabil chiar cu un BMW X5, în orice caz îl poți cumpăra la un preț foarte, foarte bun. Este un SUV care, după părerea mea, arată bine, adică chiar are un design exterior destul de plăcut. Vine cu senzor de parcare pe spate, are și jante aftermarket pe 17, cu anvelope de iarnă în stare destul de bună.
Interiorul arată bine, iar cadotor vine cu scaune din piele încălzite, clima automată pe două zone, comenzi pe volan, pilot automat, normal are și 4 geamuri electrice, tracțiune 4x4, are faruri cu lupă, deci per ansamblu eu zic că este un SUV pe care ar trebui să-l iei în considerare, în special dacă nu ai un buget mare. Vine cu motorul de 2.2 diesel de 150 de cai, are 146.000 de kilometri, aveți și seria de șasiu, TÜV-ul este nou, iar prețul este de 6.000 de euro. Eu zic că merită. Următoarea mașină ar fi acest Nissan Navara din 2007. Nu prea face parte din categoria SUV-urilor, adică este considerată mai mult o auto utilitară, dar totuși am zis să o încadrez în acest videoclip, pentru că dacă îi pui un capac peste benă, nu ai spune că nu este un SUV. Din contra, ai avea un SUV cu un portbagaj chiar foarte, foarte mare. Vedeți și voi, mașina de față se află în stare bună. Credeți-mă, am văzut foarte puține pick-up-uri sau auto-utilitare de genul acesta în stare bună, are și anvelope destul de ok. Interiorul din nou arată neașteptat de bine, cadotăr vine cu aer condiționat, comenzi pe volan, 4 geamuri electrice, are și pilot automat. Până la urmă nu se pretinde a fi un SUV de familie sau un SUV pentru concedii, este o mașină cu care poți să ieși în off-road, are și tracțiune 4x4. Vine cu motorul de 2.5 diesel de 171 de cai, are 190.000 de kilometri, iar acum vreau să-mi lăsați în secțiunea de comentarii dacă ați da 6.000 de euro pe acest Nissan. Următoarea mașină ar fi acest BMW X3 din 2007, este o mașină destul de populară în România și în Germania a fost la momentul respectiv, pentru că până la urmă totuși este un SUV de la BMW, este un SUV care arată bine, vine și cu ceva dotări, o să vedeți prețul cerut pe această mașină este foarte bun, în rest vedeți și voi arată chiar foarte bine. Sunt curios ce mașină v-ați cumpăra voi din acest videoclip, care credeți că merită, care credeți că nu merită, aștept părerile voastre în comentarii. Interiorul arată bine, cadotări vine cu scaune semi-piele încălzite, clima automată pe două zone, comenzi pe volan, pilot automat, normal senzor de ploaie și de lumină. Deci sunt niște dotări perfect normale pentru un SUV premium din 2007, are și farurile cu xenon. Dacă vreți să vedeți cât costă o anumită mașină în Germania, puteți să-mi lăsați mai jos un comentariu. Vine cu renumitul motor de 2000 diesel de 150 de cai, are 222.000 de kilometri, iar prețul este de 6.000 de euro. Bun, cam acestea au fost mașinile, aștept părerile voastre și ne vedem data viitoare.